Motivul protestului este neacordarea drepturilor salariale pentru toți angajații din cadrul DGASPC Neamț și neacordarea sporului, stimulentului de risc. Oamenii noștri au stat izolați la locul de muncă pe o perioadă îndelungată, deci mai mult am avut colegi care au stat inclusiv în perioada stării de alertă în izolare la locul de muncă, n-au primit acest stimulent de risc nici astăzi, e o perioadă lungă de timp. Care este situația în centrele pentru copii? În centrele de copii, la momentul de față, nu s-au acordat salariile, bani pentru hrana beneficiarilor sau a copiilor, să zicem, avem doar până la sfârșitul lunii. Apoi nu știm ce o să facem, că nu mai sunt bani nici de alimente. Situația e, colegii noștri lucrează într-un stres continuu, mai ales că acum, neplătindu-se salariile, nu mai au nici calitatea de asigurat la casa de sănătate, pentru că nu au fost create contribuții la casa de sănătate sau la
situația este foarte gravă. Din ce știți dumneavoastră, echipamente de protecție, dezinfectanți pentru personal în centre, există, nu da, există, care există, e situația? Există, există suficient? Există suficient, direcția de la începutul stării de urgență a făcut stocuri, centrele de adulți, având personalitate juridică, s-au făcut stocuri, avem în materie de dezinfectant și mări de puși, pentru protecție individuală avem. Sunt bine. Ce urmează? Am avut la Buzău, pe sâmbătă trecută la Buzău, o întâlnire cu toți liderii din cadrul Federației Columna și urmează să pichetăm guvernul pe 4, 5 și 6 noiembrie.